În majoritatea localităților, primarii au întocmit deja listele cu cei care vor participa la realizarea recensământului populației. În județul Mehedinți vor fi aproape 2000 de persoane. Domnul prefect ne-a convocat de îndată că există unele modificări de la guvern. Nu o să mai există coordonatori, cenzori și recenzori șef, iar persoanele care trebuie să facă acest recensământ trebuie să aibă studii medii. Nu mai este recenzorul urban, deci responsabil de circumscripție. S-a retras acest post, ca să zicem așa, ca și post, și ne-a comunicat ca să transmitem datele la toate persoanele într-un timp cât mai scurt, respectiv până miercurea viitoare, ca să se poată desfășura recensământul în bune condiții. Noi primările care în această dată am efectuat toate modificările care sunt cerute de hotărârea de guvern, deci ne-am încadrat în termen, urmează ca cei care nu și-au făcut această temă în 3 zile să le reactualizeze, să le ducă la statistică. Potrivit ultimei ordonanțe emise de guvern, recenzorii trebuie să aibă minim studii medii. Le-am cerut în mod imperativ să pună și să angajeze oameni de bună credință, oameni competenți, oameni bine văzuți în localitățile pe care le păstoresc fiecare primar în parte. Cu ocazia ședinței de astăzi, primarii au primit modelul de convenție care se încheie cu recenzorii, dar și mapele cu care aceștia vor participa la strângerea datelor de pe teren. În prezent, Direcția Județeană de Statistică le distribuie materialele pentru instruire. Vă precizez că materialele care fac obiectul recensământului propriu-zis, adică formularele, sunt deja la toate unitățile administrativ-teritoriale din județ. Începând de mâine, definitivăm numărul de recenzori pe fiecare localitate în parte, iar apoi urmează instruirea personalului de recensământ. Recensământul populației este programat pentru data de 20 octombrie. Până săptămâna viitoare, toți primarii trebuie să trimită listele cu personalul implicat.